Ana Cocoș vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit! Sucevenii riscă să rămână fără apă caldă și căldură în plină iarnă pentru că mulți dintre ei au uitat că mai trebuie să și plătească ceea ce consumă. Fapt ce a dus la creșterea alarmantă a datoriilor către societatea de termoficare Termica SA. S-a încercat orice pentru recuperarea restanțelor, de la mediatizare și până la echipe mixte de recuperatori. Cu toate acestea, datoriile sucevenilor încă există, iar riscul de a rămâne fără agent termic de la 1 februarie este mare. Cărbunele de care dispune Termica pentru a asigura căldura și apa caldă în peste 22.500 de apartamente din municipiul Suceava scade de la o zi la alta. Dacă temperaturile se mențin scăzute, sursa de cărbune nu va ajunge decât pentru maxim 3 săptămâni. Circa 15.000 de tone, dar mai sunt pe traseu circa 8.000 de tone, care urmează să ajungă în zilele următoare și în prima săptămână din februarie. Cu aproximativ, toată cantitatea utilizată zilnic variază după temperatura de afară, după vânt, dacă e mai intens, mai puțin intens, dar în mare așa, în jur de 20 februarie. În cazul în care transporturile de cărbune din Rusia pe calea ferată nu ar ajunge la timp, o altă variantă ar fi cumpărarea de huile din portul Constanța. Dar și aici totul se rezumă la bani. În continuare, noi contracte pentru achiziții de cărbune avem perfectate pentru încă, pe lângă intrările astea 8.000 care sunt pe traseu, pentru încă 45.000 de tone, din care au intrat vreo 6.000. Cărbune, deci este contractat, numai că trebuie plătit ca să se încarce. În contractul ăsta care se derulează acum, așa trebuie plătit și după aia pleacă, dar pleacă de aproape din Constanța, deci ajunge repede. Dacă sucevenii nu își achită restanțele către Termica, aceștia vor rămâne fără apă caldă și căldură în scurt timp. Se va contura o situație. Cine plătește, cine poate plăti și cine poate și nu dorește și în funcție de aceste constatări se vor stabili scările care vor fi debranșate. Metoda se aplică și din partea societății ACET Suceava, care înregistrează și ia datorii foarte mari ale sucevenilor. Este o soluție care se impune, că practic apa care vă dă ACET-ul nouă devine apă caldă menajeră, noi o furnizăm consumatorilor și dacă ea nu este achitată, noi nu putem să plătim la rândul nostru la ACET. Păi debranșarea de la apă rece se face tot la nivel de scară, că nu se poate face la nivel de apartament. Deci scările care vor fi debranșate pentru datorii de la încălzire și apă caldă menajeră vor fi debranșate și de la apă rece. Sistemul de alimentare nu permite debranșarea câte unui apartament decât dacă locatarul respectiv acceptă această situație și permite accesul în locuință. Pe lângă cei care sunt răuplatnici, vor suferi nevinovații și cei care știu că dările trebuie achitate și sunt cu plata la zi. Da, cum în general în condominiile astea, dacă locuim împreună, păi ne bucurăm sau ne supărăm, suferim împreună. Și atunci când cineva strică liftul, și atunci când cineva sparge un geam pe casa scării, sau sparge un bec, sau... Na, și când cineva nu plătește încălzirea, apa caldă, apa rece, adică suntem în situația ca să fim prejudiciați toți. În condițiile în care gripa și-a făcut simțită prezența în județ, lipsa apei reci, a apei calde și a căldurii poate dăuna grav sănătății sucevenilor. Și asta pentru că sunt o parte dintre cetățeni care uită că mai au și facturi de plătit.